dezbatere din cadrul axei teritoriale din cele 30 de dezbateri pe care sperăm să le realizăm în diferite localități din România. O să dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean în calitate de gazdă și de ulterior vom începe dezbaterea și vă voi menționa foarte pe scurt regulile pe care le-a trebuit să le urmăm. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, Tudor Albaz, al Forumului Constituțional, stimați colegi, stimați invitați, astăzi suntem onorați și în același timp ne bucurăm pentru că putem să găzduim acest forum gol, pentru că noi toți ne interesează, dar cetățenii simpli, cum cei care sunt în anumite funcții, cum va fi noua Constituție a României. Eu cred că dezbaterea pe care dumneavoastră o faceți cu toată societatea românească, pe toate palierele ei, cred că e un lucru extraordinar. Cred că idei bune pot apărea nu numai de la cei care se pricep în drept constituțional, dar și de la orice om care vrea într-adevăr să participe la acest forum. Sunt convins că dumneavoastră veți aduna, dacă pot spune așa, toate ideile și sunt convins că veți găsi cele mai bune soluții pentru Constituția României, o Constituție, dacă se poate, să mai schimbăm niciodată. Sau măcar când mai trebuie să putem face acest lucru. Constituția e făcută de României, de poporul român, cred că nu trebuie făcută în funcție de cine la guvernare, astăzi sau mâine, și de aceea cu toții trebuie să fim foarte atenți și să fim în cunoștință de cauză, pentru că, așa cum știu, vrem să inițiem un referendum la sfârșitul acestui an, pe care noi toți trebuie să ne dăm votul sau să nu ne dăm votul, dacă lucrurile nu sunt de regulă. Eu, încă o dată, vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici la Olt. Mă bucur că unul dintre cele mai importante lucruri de iubirea Constituției se dezbate și aici, tuturor colegii dumneavoastră, mediului universitar, oamenilor politici și tuturor care sunt astăzi în sală și au vrut să participe la acest vot. Domnule vicepreședinte, vă rog. Mulțumesc mult. Am să vă prezint pe scurt modalitatea în care a fost organizat acest proiect, pentru a avea o imagine despre ce încercăm să facem și ulterior o să intrăm în dezbaterea diferitelor aspecte de interes pentru noastră. Forumul Constituțional a fost creat la, aș putea spune, la insistența domnului Cristian Părăcăscu, care a tot discutat cu diferiți politicieni implicați în cadrul Comisiei, de necesitatea realizării unei largi dezbateri la nivelul societății românești. La anterioara modificare a Constituției, în anul 2002, Asociația Pro-Democrație a realizat o serie de 10 dezbateri, numai că au fost realizate de-a lungul a 4 luni. A fost realizat și un website pe care au intrat un număr impresionant de cetățeni pentru nivelul de răspândire a internetului din anul 2002. Am avut un total de 3 milioane și jumătate de accesări. A fost generat un alt interes. Iar în anul acesta ne-am propus să facem ceva mult mai amplu și cred că vom reuși pe parcursul unui rapide să realizăm o dezbatere amplă atât la nivelul, poate nu chiar în toate județele, dar peste 30 și aproximativ 15 dezbateri pe domeniul academic și pe domeniul de interes, astfel încât toți cetățenii interesați, toți specialiștii să poată să-și spună, să-și prezinte public opinia. De multe ori am întâlnit oameni cu pregătire constituționaliști care aveau această frustrare că munca lor de ani de zile nu a fost, s-a reflectat în faptul că au fost consultați de cei din Comisie nici în 2002 și se gândeau că nici acum nu se va întâmpla acest lucru. Comisia și-a asumat că pe baza raportului pe care noi îl vom pregăti, care va fi evident un raport sintetic, nu se vor regăsi toate propunerile, va începe să lucreze. Cu cât reușim să prezentăm un raport de o calitate mai bună, cu propuneri mai clare, care pot fi, sunt compatibile cu actualul text constituțional, deoarece discutăm de o modificare a Constituției, nu de o nouă Constituție, cu atât și Comisia va avea o sarcină mai ușoară și va reuși să termine
să ia deciziile politice vis-a-vis de ce se dorește pe această modificare. Ca principiu, noi căutăm să înregistrăm toate dezbaterile, să realizăm o stenogramă tuturor dezbaterilor pe care va fi în arhivă, va fi arhivată și va fi prezentată comisiei. Și de asemenea, am distribuit o serie de un chestionar participanților pentru a menționa poziția lor vis-a-vis de anumite aspecte punctuale. Și de asemenea, așteptăm propuneri punctuale de revizuire a Constituției în formatul, e un chestionar în format electronic pe care l-am distribuit și o să-l retrimitem. Toate propunerile vor fi postate pe website-ul Forumului Constituțional 2013 și în măsura posibilităților tehnice vom putea să le și aducem în discuție dezbaterile ulterioare. Evident, dar fiindcă deja suntem la 70 de propuneri și suntem doar la început, va fi dificil să discutăm toate propunerile. Dar noi ne asumăm să încercăm să facem acest efort cu maximă transparență și imparțialitate, astfel încât să căutăm să obținem cât mai multe idei bune, soluții pentru diferitele probleme pe care actuala Constituție, limite pe care actuala Constituție le-a arătat. Bun. Doar vis-a-vis de reguli, evident, v-aș vrea să ne aținem de la datul la persoană, că eu discutăm despre Constituție, chiar dacă parte din dezbatere se face, să zic, de reflectare activității unor persoane, să ne concentrăm pe propunerile constructive și, al doilea lucru, să ne concentrăm pe propuneri foarte punctuale, care să identifice aspecte cheie unde ar trebui revizuită Constituția. De multe ori există tentația de a menționa ce ne dorim, dar de la dorință, deja trebuie să transpunem într-un text de lege și, în cazul acesta, text de Constituție și, de asemenea, vă rog ca intervențiile să fie limitate la 3-5 minute, astfel încât să nu peste 5 minute ceilalți participanți încep să se plictisească. Bun, și acum o întrebare la cuvântul, mi-aș dori să stai un moment. Ordinea vis-a-vis de tematică, am produs-o pentru dezbaterile la nivel regional, sunt trei teme de interes și anume descentralizare, regionalizare și pentru felul în care se va reflecta în acele 2-3-4 articole din Constituție și cum vor fi clarificate relațiile între Consiliul Județean și cel Consiliul Regional sau exact denumirea care va fi aleasă de către Comisie. Drepturi și libertăți cetățenești în raport cu autoritățile locale, pentru că este o temă de interes pentru la nivel local și, evident, tema de cel mai mare interes la nivel general, relația între Parlament, Președinte și Guvern și felul în care actuala rectificare a Constituției urmărește să amelioreze, că practic de la toată lumea este de acord că s-a pornit de la această problemă. În ultimii ani a fost o relație nefuncțională care a generat nenumărate crize. Bun, putem eventual să începem cu discuția despre regionalizare și după aceea să ne mutăm spre următoarele două subiecte, da? Administrativ, teritorială a României, deja suntem
70%, iar anvelopa fondului, plafonul, dacă vreți, mai simplu, acest plafon deja s-a utilizat aproximativ un an și jumătate. Dar, și în cadrul acestui program care, în comparație cu programele sectoriale, care, așa cum știți, au fost create pe ministere, în general, chiar dacă a funcționat foarte, foarte bine media pe țară la nivelul Ministerului Agricultului de absorbție a fondurilor europene fiind undeva la 10-12%, am spus la nivelul programului regional, în lumina acestei scopine, am vorbit deja de 7%. Asta spune că autoritățile locale, de cei care trăim aici, pentru că vorbim de noi, știm mult mai bine să accesăm fonduri, știm mult mai bine să facem proiecte, dar știm un lucru foarte important, care sunt necesitățile și prioritățile noastre. Și dau un exemplu aici, practic, sigur, am avut o măsură care se referea la drumurile județene. Sigur că prioritatea foarte mult a fost un anumit drum județean, de importanță majoră pentru noi, cei din loc. Dar în județul vecin și n-aș vrea să dau exemple, poate de importanță pentru județul vecin a fost un alt drum. Ori mergem cu drumul lor, super ok, și ajungem la vecinii noștri un drum care nu se poate circula. Asta ne-a demonstrat și am simțit aceste lucruri, că nu putem să armonizăm, și este un exemplu poate mic, să armonizăm așa cum am vrea proiectele, pentru că județul totuși este o unitate prea mică. Și vă închipui, susțin acest lucru ca președinte al Consiliului Județean. Poate ar trebui să fiu în opoziție aici, dar eu nu sunt veșnic într-un scaun și nici un președinte de Consiliul Județean nu va fi veșnic acolo. Dacă ne gândim până la urmă că, sau dacă vreți, ținta finală a noastră trebuie să fie bunăstarea cetățenilor din regiunea noastră și, de ce nu, la nivel național. Statul a demonstrat clar că este ineficient și mai e un lucru foarte important, dacă vreți. N-am inventat noi nici apa caldă, nici roata. Știm bine că în majoritatea țărilor din vestul Europei și numai din vestul Europei sunt deja trei niveluri. Național, regional și județean cum era noi. După aceea, orășenesc, comunal și așa mai departe. Ceea ce ne dorim foarte, foarte mult este ca competențele de la nivel național să fie cât mai aproape de noi, de cei din județe, din regiuni. Cred că acest lucru trebuie să întâmple, dacă nu se va întâmpla acest lucru, vom rămâne mereu într-o țară în care nu ne putem dezvolta, pentru că nu te poți dezvolta echilibrat și eficient dacă nu ai o lege, până la urmă, o lege acest lucru, o lege administrativ-teritorială care să fie adaptată la realitățile pe care noi le trăim astăzi. Nu e așa ușor, probabil și guvernele înainte și cel de astăzi, probabil că e mai greu, dar sunt convins că dacă vreți și vorbesc cu interventul, sub presiunea noastră, cred că guvernul actual va înțelege că competențele trebuie să vină la regiune, la județe, la orașe, la comune. Și aș putea să fac o glumă. Practic, la București să mergem numai la cumpărături, dacă vreți. Pentru că noi trebuie să avem totul aici lângă noi. Și dezvoltarea care până la urmă s-a produs în țările Uniunii Europene, cred că o contribuție importantă a avut-o și această, eu îi spun, o lege, până la urmă, legea administrativ-teritorială din țara respectivă. Am fost cu toți afară, am văzut anumite regiuni, de exemplu, am văzut regiuni foarte sărace, care astăzi, prin absorbția fondurilor europene direct de la Bruxelles, arată extraordinar de bine. Și să nu uităm că noi, regiunea Sud de Slovenia, facem parte din cele două regiuni cele mai sărace ale Uniunii Europene. De ce? Sunt multe semne de întrebare. Eu cred că regionalizarea va fi un punctul pentru dezvoltarea eficientă și echilibrată în regiunea noastră. Sigur, ar fi multe de spus. În acest sens, sunt unul care susțin acest lucru, sunt sigur că va fi eficient, dar încă o dată repet și cu asta închei, ținta finală trebuie să fie bunăstarea locuitorilor în această regiune. Vă mulțumesc!